Copos e un titan. Când l-ați văzut ultima dată? Ați mai vorbit cu dânsul? Acum vreo săptămână am făcut, am băut un șpriț cu el la mare. Și? Discutam că nu pleca niciodată de la Rapid. Dacă nu veneau cu tava cu colivă la... Acela a fost momentul acela, l-a traumatizat? Păi a făcut pușcării din cauza asta. Nu din cauza colivei. Ba da, a fost influențat, sigur, instanța a fost influențată de... De o colivă. Da, da. Când vezi afară 3.000 de oameni care strigă hoțul, hoțul și așa mai departe... Păi da, bănuiesc că și cei oameni au luat o decizie... La mine strigau după legea, după legea aia care am făcut-o, 55.000 de oameni pe stadion, mă trimiteau la pușcărie, mă trimiteau la brutărie, hoțul, hoțul, hoțul. Păi, și eu le spuneam, băi, uitați-vă și voi din toți ăștia care i-a arestat, mă, nu, nevinovați. Mă, ca să scape, credeți că nu l-a întrebat și de dragul Mircea, să știe? Ba da. Bă, dar n-am greșit cu nimic, mă. Așa cum o parte din cei arestați, până mor, spun, au fost băgați nevinovat. Mai este același George Copos după acest necaz? Da. La cum îl cunoașteți dumneavoastră? Da, a slăbit. Și-a luat o nevastă tânără, are o fată tânără, acum se juca cu ea, fugea. Păi de mine, știi cum, ce bine arată? Nu mi-l imaginez, alergând după... A făcut o afacere absolut demențială. A făcut un bloc de 50-60 de mii de metri pătrați, care l-a închiriat... Mai șmecher ca dumneavoastră? El a făcut de birouri, eu am făcut de locuințe. Vedeți pe domnul Copos dorind să mai știe de no, la să revină? Nu, păi a făcut pușcărie... nevinovat. El, Gică Popescu... Dar totuși înțelegem că mai rămâne alături de club. A mai Victor evitat? Becali a stat 4 ani nevinovat la pușcărie Victor Becali. Borcea, Nețoiu, oameni nevinovați. La mine Stoica se prescrisese, ați mai auzit așa ceva? Cred că este de pomina omenirii. S-a prescris, dar l-a băgat și pe el la pușcărie. Jean Pădureanu a murit din cauza pușcăriei nevinovat. Pentru că au vrut să facă ei schimbare la Federația Română de Fotbal și la Liga Profesionistă.